Credincioși din tot Bucureștiul au venit astăzi la Biserica Sfântul Anton, Curtea Veche, pentru a participa la hramul istoric al locașului de cult. Domnitorul Mircea Ciobanul este principalul ctitor al acestei vechi biserici din centrul capitalei, zidită în a doua lui domnie, cu hramul Buna Vestire. Biserica este acum cel mai vechi locaș de cult din București, care păstrează forma originală. Biserica domnească Sfântul Anton, Curtea Veche, și-a sărbătorit astăzi hramul istoric. Numeroși credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de preoți. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost părintele profesor Ștefan Buchiu, vicar parhial onorific și profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, care a rostit un cuvânt de învățătură despre Maica Domnului ca icoană a bisericii. Având o mamă în Sfânta Biserică, fără de care nu putem spune că l-avem pe Dumnezeu de Tată, ne ajută și Sfânta Fecioară devenită Maica lui Dumnezeu și mama noastră duhovnicească a fiecărui creștin să găsim calea către Hristos și calea către Biserică și să rămânem în Biserică. Nu trebuie să căutăm în alte părți, fărânturi de adevăr amestecate cu minciună, lumini cu umbre, cu toate amestecate. Nu! Adevărul vine de la Hristos și ca să-L primești pe Hristos și adevărul Lui, trebuie să te curățești ca Sfânta Fecioară Maria. Sfânta Fecioară Maria și-a făcut vasul ei întru totul curat. Spune Sfântul Grigore Palama, iarăși îl amintesc pe cel pe care l-a sărbătorit el biserica. Persoana Maicii Domnului, ființa ei, este al doilea vas în care curge râul Harului Dumnezeesc. Dar care este primul vas? Firea umană a Mântuitorului Iisus Hristos. Ea s-a unit cu firea dumnezeiască. Ea, întru tot curată și sfântă, devine ea însă și zvor al Harului. Ne dă Iisus Hristos Harul prin trupul Lui, ne explică părintele profesor Stăniloae, și nu altfel ca să ne aducă la sfințenia trupului Său îndumnezeit. În al doilea rând, ne dă Harul care vine de la El și prin Sfânta Fecioară Maria, ca să învățăm de la ea lecția ascultării, lecția smereniei și lecția urmării lui Hristos. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșit parastasul pentru ctitorii locașului de cult, domnitorul Mircea Ciobanul și doamna Chiajna, în timpul cărora biserica a primit hramul Buna Vestire. Astăzi am avut o sărbătoare deosebită, în mod special pentru biserica noastră. Este o sărbătoare importantă pentru întreaga creștinătate. Dar pentru noi este cu totul deosebită și pentru faptul că biserica aceasta, dintr-un începuturile ei, a avut ca hram Buna Vestire, deci a fost închinată Maicii Domnului. Au trecut aproape 460 de ani, timp în care Maica Domnului a ocrotit această biserică. Pentru acest lucru, noi astăzi am ridicat rugăciune către Maica Domnului pentru ca să se roage în continuare Bunului Dumnezeu pentru noi și să vegheze în continuare asupra vieții noastre în permanență. Am avut o slujbă frumoasă, am avut ca participare la Sfânta Liturghie un delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru care îi mulțumim, pe Părintele Ștefan Buchiu, care este vicar eparhial onorific, și împreună am săvârșit Sfânta Liturghie și am adus mulțumire, așa cum am spus, Maicii Domnului, pentru toate darurile pe care ni le-a dat nouă de-a lungul timpului. Biserica are ocrotitor și pe Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, a cărui icoană făcătoare de minuni se află în locașul de cult. De asemenea, tot aici se află și racla cu un fragment din moaștele sale.